Majoritatea dintre noi mâncăm pâine zilnic. Deseori auzim cuvintele că pâinea este capul tuturor sau niciodată nu te vei sătura fără pâine. Într-adevăr, pâinea a salvat de foame foarte multe persoane atunci când nu aveau ce mânca. Însă pâinea se face acasă în cuptor. Oare ce s-a schimbat? Au rămas oare actuale aceste zicale și ce le vom spune despre pâine copiilor noștri? Toate acestea veți afla în episodul de astăzi, așa că puneți un like și să începem! Aproape toată pâinea de pe rafturile din magazin constă din cereale rafinate și bine prelucrate. Însă fiecare prelucrare a produsului duce la modificarea proprietăților sale, scoaterea oligoelementelor și altor substanțe utile. Curățarea mecanică a cerealelor îndepărtează părțile importante, precum stratul în care se acumulează materialul util. Producătorii înțeleg că prin prelucrarea pâinii iau cele mai valoroase și importante materiale și că trebuie din nou să îmbogățească produsul cu vitamine, doar că prin adaos artificial. Iar acest lucru creează îndoieli cu privire la beneficiile pâinii. Pâinea, în principiu, este formată din carbohidrați, adică este un produs cu indice glicemic ridicat și din cauza asta se digeră foarte rapid și provoacă o creștere mare a zahărului în sânge. Din cauza digerării rapide, chiar și cea mai mică bucată de pâine poate mări glicemia în corp, iar din această cauză suferă foarte mult pancreasul. La urma urmei, acest organ urmează să producă o cantitate mare de insulină, iar insulina scade nivelul de zahăr. Nivelul scăzut de glicemie semnalizează creierul: hei, am nevoie de mâncare bogată în carbohidrați! Nivelul ridicat de insulină provoacă inflamație în organism și duce la rezistența la insulină. În stare normală, insulina ajută carbohidrații să intre în interiorul celulelor, iar rezistența la insulină perturbă mecanismul și hormonii nu pot acționa corect. Și cât de mult nu ați mânca alimente dulci bogate în amidon, în celule nu vor intra suficienți carbohidrați. Toate acestea duc la diabetul de tip 2 și îngrășare. În plus, apare o altă problemă. Ce face organismul cu excesul de zahăr? Carbohidrații pot face 3 lucruri. Primul, ei se pot transforma în energie atunci când vă antrenați. Al doilea, carbohidrații se pot transforma în glicogen. Această substanță acumulează zahărul, care se reține în țesutul muscular și în ficat. Al treilea, excesul de zahăr se transformă în grăsime, care se acumulează nu doar pe burtă, dar și pe organele interne. Nivelul ridicat al zahărului din sânge duce la inflamație, crește riscul de a dezvolta boli din cauza că mâncarea dulce se potrivește perfect pentru reproducerea bacteriilor și cipercilor. În plus, organismul acumulează produse de glicatie, care sunt unul dintre factorii îmbătrânirii premature. Aceste produse provoacă și influențează negativ asupra bolilor precum diabetul, ateroscleroza, boala cronică de rinichi și boala Alzheimer. Bolile sistemului cardiovascular, al cancerului, diabetul, plăcii de colesterol, bolilor neurogenice sunt doar o mică parte ale tuturor problemelor cauzate de nivelul ridicat de zahăr și rezistența la insulină. Creșterea frecventă a zahărului și nivelului de insulină din sânge duce la activarea microgliei. Acestea sunt celulele sistemului nervos care sunt responsabile pentru curățarea organismului de toate substanțele inutile. Aceste celule funcționează ca un fel de sistem imunitar al sistemului nervos. Creșterea frecventă a nivelului lor provoacă inflamație în creier și nervi. Acest lucru încetinează viteza de transmitere a impulsurilor nervoase. Aceste simptome se simt ca tulburări de conștiință, scăderea funcțiilor cognitive, rezistența creierului și multe altele. Toate acestea sunt schimbări în organism de lungă durată care sunt cauzate de zahăr. Nivelul crescut de glucoză duce la boli neurogenice și toate acestea se întâmplă din cauza faptului că înainte de coacerea pâinii, toate ingredientele trec prin numeroase prelucrări, care duc la digerarea ușoară a carbohidraților. Și apare întrebarea, oare ce fel de pâine trebuie să mâncăm fără a face rău organismului? Revenind la începutul videoclipului, să ne amintim că strămoșii noștri foarte mult apreciau pâinea și iată de ce. Ea într-adevăr are foarte multe microelemente utile, însă înainte pâinea era făcută manual.
măcinau grâul manual, frământau aluatul pe ingrediente naturale și apoi o coceau în cuptor. Pe rafturile magazinului trebuie să căutați pâine care era pregătită după tehnica asemănătoare cu cea care a fost înainte. Pâinea nu ar trebui să fie compusă din multe substanțe adăugate. Există o modalitate de a distinge pâinea sănătoasă de cea nesănătoasă. Cea sănătoasă nu va ține mult, mucegăiește rapid deoarece conține conservanți naturali și produse neprelucrate. Așa, pâinea poate fi găsită în departamentul produselor proaspăt preparate. Iar chiflele care sunt tăiate ambalate în polietilen și au o perioadă de valabilitate mai mare de câteva zile sunt produse care vor tulbura organismul vostru. Căutați pâine integrală cu semințe și pâine făcută pe aluat natural. Această pâine are fibre neprelucrate datorită cărora produsul are un nivel scăzut de glicemie, iar acest lucru duce la digerarea mai grea a produsului. Alimentele cu indicele scăzut de glicemie nu provoacă niciodată creșteri bruște ale glicemiei sau a insulinei. De ce să alegeți pâinea făcută pe aluat natural? Produsele vrac sunt coapte de obicei pe drojdie industrială, dar există mai multe pericole cu drojdia. În primul rând, ele distrug microflora intestinelor. Drojdia este o ciupercă care se înmulțește foarte repede și se alungă toate bacteriile benefice din intestine. În afară de asta, ciupercele ca efect secundar în activitatea vitală secretă substanțe asemănătoare cu compoziția antibioticilor. Acest lucru și mai mult distruge microflora intestinală, iar microflora perturbată duce spre imunitatea scăzută. În al doilea rând, drojdia interferează cu asimilarea normală a nutrienților și în loc de substanțe utile în organism, pătrund metale grele, molibdenul, zincul, cuprul și alte substanțe care sunt folosite la producerea drojdiei. Și în al treilea rând, drojdia sparge echilibrul acidobazic, în special trag din organism calciu, ceea ce duce la dezvoltarea osteoporozei. Așadar, nu este recomandat să cumpărați pâine ieftină cu indice glicemic ridicat, deoarece foarte ușor puteți pune pe voi câteva kilograme în plus. Riscați să dezvoltați rezistență la insulină și pot apărea boli cardiovasculare. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, atunci rupeți butonul de like, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade. Pe curând!